Salut! Sunt Robert și vreau să vă vorbesc în podcastul ăsta despre legăturile pe care le are familia Biden personal cu România și Ucraina și cu țările din Europa de Est în special. Pentru că o să înțelegeți din chestia asta că Ucraina nu a fost aleasă întâmplător de către Putin ca țară care să fie amenințată, să zic așa. Pentru că s-au scos pistoalele pe masă, tancurile, rachetele, cum vreți voi să le spuneți, și o să vedeți că lucrurile astea n-au fost întâmplătoare. Și că totul are niște explicații în spate, niște explicații în care țin de niște multe miliarde de dolari. Rusia nu va ataca Ucraina. Vă spun asta pe aici de când a început toată chestia asta. Și acum o să vă explic și de ce. Finalmente, conflictul ăsta se va termina, cred eu, regiunea Donbas va fi cedată rușilor. Rușii au interese majore în zona acolo pentru că leagă Crimea terestru, Donbasul leagă Crimea terestru de ei. Ei până acum Crimea nu era legată de Rusia, ci se duceau doar pe mare și acum o leagă terestru. Acolo sunt niște resurse minerale importante. E multă metalurgie acolo, adică astea sunt interesele rușilor. Intereselor americanilor în Ucraina sunt pe multe miliarde de dolari. Și nu știu dacă vă aduceți aminte acum ceva ani, în campania electorală Trump versus Biden, când Trump a scos la iveală încrengăturile financiare, o politice pe care le are fiul lui Biden cu Ucraina. Și cumva prin nițele astea pe aici sunt și băgată și România. De ce? Pentru că legăturile astea financiare sunt făcute printr-un fond care se cheamă Franklin Templeton. Cred că ați auzit de el. Pentru că fondul ăsta a preluat administrarea fondului proprietatea din România, adică cam tot ce are statul ca active, așa dacă nu mă înșel eu, niște companii foarte importante, prin 2010. În 2010, când ambasador al SUA în România, era domnul Mark Gitenstein. Nu știu dacă îl mai țineți minte. Domnul a avut un mandat extrem de precis. Și anume ca fondul ăsta Franklin Templeton, fond de investiții, să preia în administrare fondul proprietate din România. Fondul ăsta Franklin Templeton este și cel care a cumpărat datoriile suverane ale Ucrainei. Așa că cam tot ce mișcă pe acolo prin Ucraina se face cu știrea fondului ăstuia, la fel ca și în România. Da? Fondul ăsta, domnul Gitenstein, care este acum ambasador al Statelor Unite la UE, este personajul care se poate vedea din încrengătura asta. Adică cel care poate fi văzut, pentru că în spatele la toată treaba asta, la tot fondul ăsta și la toate șmecheriile astea, se pare că stă familia Biden. Se pare că Trump, ce a scos el atunci la iveală, era real. Și este real. Și că toate încrengăturile astea duc finalmente la familia Biden. În momentul în care Rusia intra militar în Ucraina și acapara Ucraina, toate afacerile familiei Biden din Ucraina se închideau. Că nu prea au ei afaceri în Rusia, că nu le permite Putin. Și cum Ucraina devenea câștigată militar, pentru că nu exista niciun fel de dubiu că rușii ar fi cucerit Ucraina. Într-un timp foarte scurt, cel puțin din punctul meu de vedere, cred că 48 de ore erau la Kiev și călare pe ei. Toate afacerile familiei Biden s-ar fi închis în Ucraina. Adică multe, multe miliarde de dolari. Și atenție că miliardele astea de dolari nu le plătește poporul american sau americanul de rând, sau astea erau direct din buzunarul nenea Biden și a familiei lui. Adică le simțea din plin. Da? De asta nenea Biden, dacă vă uitați la ultima conferință de presă, aia de ieri, fac filmul ăsta joi și miercuri trebuia să atace Rusia, să atace Ucraina. Așa zicea Biden. Ieri era foarte șuierător așa și scuipa venin la adresa lui Putin și a Rusiei în conferința de presă. Era foarte crâncenat așa, era foarte, adică nu l-am văzut atât de supărat. El are o față de asta mai supărat așa, dacă vă uitați la el, era extrem, extrem de supărat în conferința aia de presă. Da?
Bun. Deci, Putin n-a ales întâmplător Ucraina ca țară în care să se ducă și să scoată tancurile și pistoalele pe masă. A ales-o cu bună știință, știind că asta îl va afecta direct pe nenea Biden, nu poporul american. Pentru că dacă era poporul american care pierdea niște miliarde, a mai pierdut poporul american niște miliarde până în Afganistan, pe acolo. Multe, multe miliarde care nu se știe de ele. Dar nu asta e problema. Alea au fost ale poporului american. Astea erau direct din buzunarul și afectau direct buzunarul familiei Biden. Ăsta este motivul pentru care Putin a ales să amenințe Ucraina. Și ăsta este motivul pentru care va avea ceea ce își dorește, Donbasul. Pentru că Biden, ca să-și păstreze o parte din afacerile pe care le are acolo, că probabil că o parte sunt și până Donbas pe acolo, că acolo sunt multe, v-am spus, sunt multe materii, sunt multe minerale, unele din ele foarte importante și multă metalurgie. Și sunt convins că sunt băgați și pe acolo, adică ar fi culmea să nu fie băgați. Dar e o pierdere asumată și o pierdere mică versus tot ce se întâmplă acolo în Ucraina. Da? Și de asta probabil că îi va ceda cu scrâșnece, dând dinți, cu amenințări, cu scuipat de venin, cum a făcut până acum. Dar probabil că va accepta, pentru că e mult mai bine pentru familia lui așa, decât să piardă tot. Și cam asta se va întâmpla acolo. Adică eu asta văd, asta este... Poate așa înțelegeți de ce a ales Putin Ucraina, de ce știe că îi se vor împlini toate dorințele pe care le are legate de Ucraina, de ce știe că Biden va ceda. El a așteptat momentul ăsta și l-a așteptat cu Trump, nu putea să joace jocurile astea, pentru că nu avea cum, că Trump nu avea interese în Ucraina. Asta era foarte clar. Biden avea interese în Ucraina, iar Biden la momentul ăla nu era atât de înfipt în conducerea americană, astfel încât să poată să ia decizia sau să poată să-l influențeze pe Trump să ia decizii de genul ăsta. Poate acum înțelegeți mai mult și poate acum vă dați seama cam care e miza jocul ăstuia și de ce Biden dă înapoi și acceptă compromisurile astea, pentru că îl afectează direct pe el la buzunar, nu pe alții. Direct pe el. Da? Bun, cam atât vreau să vă spun în filmulețul ăsta. Dă click pe subscribe și pe clopoțel, te anunț eu tot cu mai bun filmuleț pe aici. Mulțumesc, la revedere!